Înainte să înceapă clipul, vreau neapărat să vă anunț că astăzi vor fi două live stream-uri, băieți. Unul de la 8 la 10 și acolo ne vom juca Fortnite cu abonații Brava Skin și Custom Game. Și unul de la 10 jumătate până mai încolo, nu știu până când, unde ne vom juca jocuri horror, oameni. Așa că dacă vreți să vă vedeți pe mine cum mă sperii și cum fac ca toate alea, puteți, băieți, intra pe live-urile alea. Oameni buni, vă las direct cu clipul, vizionare plăcută. Salutare tuturor și bine v-am găsit, fraților, la un nou videoclip. De această dată, oameni buni, o să facem The Random Boss Challenge în Fortnite. Oameni buni, am mers aici pe locker și am pus la favorite, băieți, doar boșii din Fortnite: Deadpool, Midas, Brutus, Meowskulls, Sky și... tipa asta, cum o cheamă, mă, Tina sau cea de genul, mă rog. Oameni buni, înainte să înceapă challenge-ul, nu uitați să apăsați acolo butonul și de like, de subscribe, un follow pe Instagram, ar fi imens apreciat, chat și bineînțeles un joi pe care le descurc, pe care aveți absolut întotdeauna în descriere. Foarte important, băieți, dacă vreți să apăreți pe ecran, cum apar oamenii care apar chiar acum pe ecran, puteți spune codulețul meu de suportă creator, pentru că așa mă ajutați pe mine foarte, 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 foarte mult. Și băieți, primul link de descriere, un link către PC Garage, alături de un coduleț, băieți, de reducere. Acum să are noi linkul, vă duce altundeva, oameni buni, așa că dacă sunteți curioși să vedeți primul link de descriere, o să mergem în funcție de bossul care ne pică, o să mergem și o să luăm arma lui. Și o să avem voie să jucăm doar cu acea armă. Sper să nu-mi pice Tina, pentru că, oameni buni, știți cât de mult îmi place mie Bumbo. Așa că hai să vedem, uite că o să pun acum pe random, ca să nu știți că fac eu vreo manevră. Și ne-a picat Midas. Bă, hai să vedem, băieți, cum o să iasă. Hai să vedem. Mai e unul. Știam că nu e om. Știam că nu-i de la adevărat. Bă, nu! Bă, tu ești pe aici? Scuze. Mai ce s-a ajutat, a fost așa? Da, e, ok, bun. Plecăm repede la The Agency. Nu la The Agency, la Risky Reel. Sper că acolo este. Uiu! Gata, hai să mă. Bă, oare? Mamă, ce poznaș ești, ai murit, frate. Ok, 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 trebuie de Midas. Unde e Midas? Unde e Midas? Midas, Midas, Midas. Toată lumea vrea pe Midas. Ok, băiatul ăsta, nu știu ce facea. Midas, pe tine te vreau. Ce, oameni, de ce îmi dă mie famas? It was at this moment that he knew. He fucked up. No! Nu te voiam pe tine! Acum! O să-l andăm repede pe o armă, cu speranța că nu o să ia băiat... Ok. Never mind, nu mai facem nimic. Mergem pe o altă armă. Aoleu, acolo e un henchman. Dai cu sniperul, mamă, puteam să mă duc acolo. Ok, o să mă dechizez în henchman până iau arma lui Midas. Spargem repede peretele ăsta, că aici îmi sună mie acest. Ce-ți dacă e? M-a dat de gol. Fiți atenți, băieți. Cum se intră peste un cu stil? Fuck. Tot avem stil dacă intrăm peste ala așa. Ce faci, bă? Crezi că nu te știu eu că ești om? Omule! Piu, nu știu unde e. L-a bătut henchman-ul! Am înțeles. Uite-l. Avem arma lui, beți. Luăm repede chița de la ăsta și aruncăm tot ce avem. N-ai văzut nimic. Mami, ajutor. Acum trebuie doar să câștig meciul, beți. Mamă, doar cu arma asta o să fie greu, o să fie greu. Dar nu știu dacă știți, foarte mulți dintre voi, băieți, noi am mai făcut un challenge de genul, tot așa, atunci ne-a picat Midas pentru că era Midas challenge, băieți, și clipul ăla a avut o grămadă de susținere, băieți. Chiar nu mă așteptam niciodată să am la un clip într-o săptămână 100.000 de vizualizări, băieți, și toată susținerea pe care a avut-o clipul a fost în training, pe locul 10, cred. Doamne, a fost numărul 1, băieți, pe clipul ăla. Și vă mulțumesc foarte mult, uite că trebuia să dau minuri, dar n-am mai fost atent. Oricum, acum hai doar să câștigăm meciul, băieți. Dar foarte important, băieți, este să nu uitați de live-ul pe care o să de live-urile pe care o să le facem astăzi. Pentru că o să facem, băi, eu nu cred că pun aici. O să facem mai mult, o să facem unul de la 8 la 10 cu custom games, cu Bravo Skin, cu abonații, și o să facem unul de la 10 jumate până când mi-am amintit că am de filmat următorul clip, băieți, până la nu știu, habar n-am, dar o să fie un live horror unde o să mă sperii și o să vedeți acolo reacții și chestii astăzi la ora 10 jumate pe canal. Și la 8, de la 8 până la 10 aveți Bravo Skin. Paolo, salut.
Am mai avut o încercare tot cu Midas. Bă, ce facem asta? Am mai avut o încercare tot cu Midas în care am murit, dar pe aia am șters-o și am pus-o doar pe cea de la început. Și dacă mă place, băieți, genul ăsta de clipuri, nu uitați să apăsați acolo butonul de like și de subscribe neapărat, băieți, să lăsați acolo un comentariu frumos pentru că este... Ce? Unde? Ah, pentru că asta este adevărata susținere, băieți, de care un YouTuber are nevoie ca să continue munca pe care o face și, bineînțeles, să fiți activi pe canal, pentru că asta ar fi ceva foarte, foarte, foarte frumos. Să like cu sniperul. Hai, dăm așa niște damage în elicopterul ăla, poate se dă el jos la noi. Hai, bă, vino cu a. Hai să ne batem, nu vii? Nu vine, băiți? A, venit. Hai, bro. Mamă, sper să nu mor, că o să regret că am dat în el dacă mor. Bă, nu pare foarte bun. Aoleu. Hai, Robine, că faci și tu treaba dacă e. Pac. Hei. Băiți, o să mă omoare băiatul ăsta, cred. Ce să ne omoare, bă? Bă, că s-a panicat, băieți, s-a panicat. Giriz. Aterizăm aici pe copac. Hai că am aterizat pe tufiș dacă e. Bă, tufiș, v-am să zic nu pe copac, îmi pare rău. Hai să dăm și lui repede jos dropul din copac, pentru că, băieți, este blocat ca un pisica în copac. Și eu sunt pompierul care am venit să o dau jos. Mulțumesc foarte mult, domnule joc, că mi-a oferit șansa de a lua acest drop. Hai că am buildat și eu dacă e. L-am luat, băieți, mai mult pentru launchpad-ul ăla, pentru că oricum altceva nu prea am voie să folosesc. Să cotăm și noi playeri. Să omorăm playeri, frate. De unde a dat? Nu e ăla. A dat altul. L-am găsit, băieți, stați liniștiți. Mersi că mi-ați zis încolo în secțiunea de comentarii. Respect. Bro, dacă te bați cu mine o să vină ăla de sus. A, dar tu ai tupeu, mă. A, pe m-a prins în box. Stare tupeu, băieți. Doamne, ce norocare care am doar ăsta. Bă, du-te tu, frate. Bate-te tu acolo. Mulțumesc, eu nu mai vreau. L-am auzit pe la care heavy sniper. Du-te, bro, de aici. Facem așa, nici n-am foarte multe materiale. Păi de ce să mă bat eu cu tine? Hai, pleacă de aici, fugi. Cred că s-a luat la bătaie cu ălalt. Bate-l, frate, dă-i! Nu-l ierta. A spus că iubita ta e urâtă. Așa a spus. Nu înțeleg, bă, pe ăștia, de ce se bagă așa fără cap în fight-uri. Băi, nu faceți niciodată chestia asta. Dacă știți că sunt mai mulți, încercați să stați voi ascunși. Nu contează că, bă, camp. Contează că să rămâneți în viață și să dați win, nu? Și eu sincer am tendința să schimb foarte des o shotgun și în fight-ul ăla era să schimb, da. Am avut acolo ultima mea celulă, ultimul meu neuron. Să zic, bă, nu schimba arma. Și n-am schimbat, băieți. N-am schimbat arma. Stai băiatul de mai devreme? Mamă, că știe să joace cu elicopterul dacă e. Nu cred că ne-a văzut. El stă și farmează, băieți, îl vedeți? Piticu. Bă, ce-a fost editul ăla? De ce a dat editul ăla? M-a speriat pe mine, într-adevăr, dar nu se facea asta. Stătea acolo și zicea medkit dacă nu era full. Că asta voia să facă, voia să-și de medkit. Doamne, ce m-a speriat. Băi, vă dați seama că dacă m-am speriat acum așa, cum o să fac la jocurile horror de pe live? Cred că o să-mi stă inima, cred că o să mor pe live stream, băieți. Mamă, dacă ar fi fiecare meci așa ușor, holy, 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 holy. Hai să intru și eu aici, un pic. Pentru a-mi aduce mie fericirea, băieți, un zâmbet pe buze, dacă dăm win-ul ăsta, așa o să fiu. Băi, și v-am văzut foarte mulți băieți pe Instagram, i-ați dat mesaje, băi, doi, dacă nu mă aveți la follow pe Instagram, băieți, puteți da acolo un follow și încerc să răspund la fiecare mesaj pe care voi o să mi-l lăsați. M-ați întrebat foarte mulți, băi, Robi, ăla este contul tău de TikTok? Da, băieți, acela este contul meu de TikTok, Robert Balint, băieți, legat tot. O să vorbesc cu cei de la TikTok, să zic așa, poate primim și noi verify-ul ăla. Nu știu ce să zic, nu cred, ar fi primul meu verify, băieți, după aceea o să urmeze pe ăsta de pe YouTube. Dacă Doamne ajută, o să vă abonați, băieți, pentru că avem un procent de 46 sau 48%, nu mai știu exact, de oameni care nu sunt abonați la canal și credeți-mă că aș aprecia enorm, enorm, enorm de mult dacă voi, băieți, cei care vă uitați acum, toți ați apăsat acolo butonașul de subscribe, pentru că, băieți, fiecare ajută. Uite-l pe ăla, uite-l, 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 uite-l. Nu! Nu pe mine? Ba da, mă, pe mine mă văzuse, dar nu știu unde a tras. Bă! Altul în spate, bă. Ok, gata că îi simt pe toți, băieți. Doamne, o să-i bat, îi bat, mai sunt 4, băieți. Hai să fim și noi puțin mai... Mersi foarte mult de subscribe, frate, o să fiu și eu puțin mai atent la toate mișcările pe care o să le fac. Vorbește Robi asta punându-și pereți în față. Îl avem pe ăsta sub noi. Bă, asta e platforma mea. Da, bă.
Ok, 1. Ia veniți, mă, încoa. Ok, o să-mi asum dacă o să mor, băieți. Nu! 1, 2. Toată lumea mori. Ok, încă unul. Dăm repede miniuri și mergem și pe ultimul, băieți. Vine el pe noi. Minigun. Oh, fuck! Știe că-s ultimul. Nu mai știe, nu mai știe, nu mai știe. A, da? Dacă nu pune asta, băieți. N-am gloanțe, bă! Mamă, 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 mamă! Ok, 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 ok. Dăm heal. Spargem ăsta. 13, bun, e bun, e bun. Orice damage e bun. Mi s-a stins al doilea monitor. Îl aprindem repede. Pac! Băi, mai sunt eu versus băiatul ăsta. Materiale am? Am. Băi, da, ești nesimțit, bă. Cât să abuzezi de miniganul ăla. Nu! Mori! Mori! Bine, băieți! Mamă! Băi, am dat win în... Holy shit! Băi, ce ne-am făcut ăsta cu miniganul la final, băieți? Nu uitați să apăsați acolo butonașul de like și de subscribe dacă v-a plăcut ceea ce am făcut în clipul de astăzi. Băi, nu vine să cred că am dat win-ul ăsta. Mamă, deci cât spam mi-am luat meci și m-am dus așa peste tot și mamă, i-am distrus. Băi, na, băi, efectiv, a fost un meci foarte, foarte frumos. Nu uitați, băieți, că dacă vreți să mă susțineți, să apăsați acolo butonul de like, să-l rupeți, băieți, să arătați acolo, băi, eu sunt șeful tău și eu o să dau like la acest clip. Nu uitați, băieți, să vă și abonați la canal, credeți-mă, ați face un lucru foarte, foarte, foarte bun și să apăsați acolo clopoțelul de notificări. Băieți, dacă vă place ceva, puteți spune codulețul meu pe item shop, care este fup.barjosorber29barjosyb și l-aveți chiar acum pe ecran. Și bineînțeles, puteți apărea la mine pe Insta Story și pe ecran. Zicând de Insta Story, băieți, puteți da un follow pe Instagram la unul vine tu și join pe camera editor, băi, le aveți absolut întotdeauna în descriere, oameni buni, ca să vorbim noi și puțin mai mult decât o facem prin comentariile de pe YouTube, pentru că, băieți, dacă este un comentariu bun, răspund și le citesc pe toate, indiferent, băieți, dacă sunt bune, rele, scurte, salut, ce faci și chestii de genul și, bineînțeles, le apreciez pe toate și le dau și inimă. Și nu uitați, băieți, primul link descrie un link nou către PC Garage, băieți, vă duce altundeva acum, o să vedeți exact doar dacă apăsați acolo și, foarte important, băieți, codulețul de reducere care se aplică pe absolut orice comandă pe care voi o faceți pe PC Garage. Oameni buni, eu nu mai zic nimic, vă aștept pe live-ul de diseară, pe cele două și ne auzim data viitoare. Ciao!